Lăudați să fie Domnul pentru această seară de har. Amin. Mă bucur să fiu pentru a doua seară împreună cu dumneavoastră. Vă salut pe cei pe care aseară din motive obiective n-ați putut ca să fiți la părtășie, ați fost probabil plecați din localitate, ați fost prinși, poate în călătorie din România spre Austria sau în alte împrejurări. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți cu harul Său. Amin. Amin. Dragii mei, am citit cuvântul acesta în această seară pentru că vreau să vorbesc despre un Dumnezeu care caută, care nu obosește în căutarea Lui. De foarte multe ori vorbim și eu am predicat despre faptul că noi trebuie ca să-L căutăm pe Dumnezeu. Și așa e. Biblia așa ne spune. În Isaia, capitolul 55, cu versetul 6, stă scris în felul următor. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme Domnul este aproape. Și bucuria noastră e deplină că în seara aceasta Domnul e aproape, e între noi. Este aici în adunare, la Betania, Crems. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Dar să știți că există și o căutare a lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 19, cu versetul 10, Domnul Iisus spunea în felul următor, căci Fiul omului a venit ce să facă? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Altă dată eram pierduți. Însă Iisus Hristos ne-a căutat. Lăudat să fie numele Lui. Aleluia. Dragii mei, am vrut să leg oarecum predica din seara asta de acest eveniment, comemorarea învierii Domnului Iisus. Și atunci, uitându-mă, am văzut aici că Domnul Iisus, după înviere, El i-a căutat pe ucenici mai întâi. Nu invers, nu ucenici pe El. N-am citit mai sus pentru că era pasajul mai lung. Aici în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, ce se întâmplase de fapt? Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață, pe întuneric, la mormântul Domnului Iisus. Și a văzut că piatra e dată la o parte. Că trupul Domnului nu este în mormânt, s-a întors și a anunțat pe doi dintre ucenici, pe Petru și pe Ioan. Și spune Biblia că cei doi au început să alerge spre mormânt. Și pentru că Ioan, ucenicul iubit de Domnul Iisus, era mai tânăr, avea condiție fizică mai bună, a ajuns primul. Din respect, cum predicam altă dată, n-a intrat, l-a așteptat pe cel mai în vârstă, tinerii să dea respect celor mai în vârstă, amin, așa, l-a așteptat să vină Petru mai întâi. Și după ce au văzut, au constatat că, într-adevăr, trupul Domnului nu este acolo, au început să-L caute, nu? L-au căutat sau nu? Nici vorbă. S-au întors acasă. Uitați-vă ce spune Scriptura. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi mormânt a intrat și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuie să învie din morți, versetul 10, unul foarte concluziv, apoi ucenicii s-au întors acasă. Singura care l-a căutat a fost Maria Magdalena. Ea a rămas acolo, l-a căutat, i s-au prezentat îngerii, după aia i s-a prezentat Domnul Iisus în persoană, ea a crezut că e grădinarul și i-a spus așa, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Și Domnul i-a spus, Marie. Și atunci, după voce, îl recunoaște și începe să vorbească cu el, adresându-i se, învățătorule, Doamne, rabune, învățătorule, că de asta am auzit zilele astea această cântare tot repetându-se. Ei, dacă ne uităm în mai multe ipostaze după înviere, Domnul Iisus i-a căutat pe ucenici. Și de aici vreau să fac o predică, așa m-a călăuzit Duhul Domnului, și să vorbesc despre patru categorii de oameni pe care Domnul Iisus îi caută.
dar îi caută neobosit. Și asta e o veste bună și merită să spunem aleluia. Amin. Glorificat să fie Domnul. Amin. În primul rând, prima categorie de oameni pe care Hristos înviatul din morți îi caută, El îi caută pe cei care au inima plină de frică, pentru că au pierdut pacea cerului. Ce era cu ucenicii ăștia? Pentru că aici am citit versetul 19. În seara aceleași zile, cea de întâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica cui? A iudeilor. Știți cum erau ucenicii? Încuiați, baricadați și plini de frică. Frică de ce? De iudei. Că vin iudeii după ei, îi prind și vor avea aceeași soartă ca învățătorul lor. Și uitați-vă că Domnul Iisus Hristos îi caut. Dar interesant e că Domnul nu vine la ușă ca să bată. Să bată la ușă, să spună, alo, sunt eu, Domnul Iisus, am înviat. Că îi înfricoșa mai tare, credeți asta? 100%. Cu puterea ce o avea Hristosul, înviatul din morți, a intrat prin ușile încuiate la ei. Aleluia! A stătut înaintea lor și a spus aceste cuvinte. Pace? Pace vouă. Măriți să fie Domnul. Amin. Adică, distingem, deducem de aici că Domnul Iisus îi caută pe cei care au pierdut pacea și au inima plină de frică. Știți că trăim o vreme în care foarte mulți creștini au pierdut pacea cerului? Că Domnul Iisus spune, vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum o dau oamenii, cum o dă lumea. Nu, nu. El ne-a lăsat pacea cerului. Ca eu și cu tine, indiferent de ce se întâmplă, să putem să ne culcăm în pace și să ne trezim în pace. Cum spunea David, eu mă culc și adorm în pace. Doamne ajută-ne! Amin. Numai că foarte mulți la ora actuală au pierdut pacea și au inima plină de frică. Ce veste bună că Iisus Hristos îi caută pe cei care au inima de frică. Să le dea din nou pacea. Aleluia, aleluia. Seara aceasta Hristos e prezent aici aleluia. În adunare. Poate că ai anumite temeri, nu știu, nu e o rușine asta. Uneori avem frică să mărturisim. Uneori avem frică să ne recunoaștem. Ce vor zice frații? De ce să mai dormi o noapte cu frică? De ce să mai trăiești starea asta când poți ca să ai inima plină de pace? Să recunoști că ai pierdut-o, nu mai am pace. Știți că au fost oameni mai mari decât noi care au trăit starea asta. Vă amintiți de Ilie? Ilie Tișbitu? Un om care până la urmă Dumnezeu îl răpește, îl duce la cer, mare om. Dar a avut și el o sincopă, un asemenea moment. După un moment chiar înălțător, aș putea să spun, glorios. Un om care e trimisul lui Dumnezeu pentru Israel, pentru popor, popor care se depărtase de Dumnezeu și l-a abandonat, de fapt, pe Dumnezeu, s-au dus după idol, după Baal, după Astarte. Și Ilie îi provoacă, iese înaintea lor și îi provoacă în felul următor, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele. Voi spuneți că Baal-i Dumnezeu? Nici vorbă. E un idol. E un Dumnezeu neputincios. Dumnezeul adevărat. E Dumnezeul părinților noștri, care a trecut prin Marea Roșie, care le-a dat în fiecare dimineață mană și au mâncat, care a făcut minuni, care a vindecat boli incurabile, care a făcut învieri din morți. El merită toată gloria. Care a făcut să cadă zidurile Ierihonului. Ăsta e Dumnezeul adevărat. Și astăzi se va dovedi asta. Cum au întrebat ei? Cum? În felul următor. Vom aduce câte o jertfă voi lui Baal și eu Dumnezeului adevărat, Dumnezeului oștirilor.
Uite cum vom proceda. Facem altarul, punem lemnele, pregătim vițelul acolo, dar nu punem foc. Ne rugăm. Și care trimite foc și mistuie jertfa, acela e Dumnezeul adevărat. Fie Bal, fie Dumnezeu. Și a spus Ilie, pentru că voi sunteți mai mulți, adică majoritatea, aveți prioritate. Au început să strige, erau acolo vreo 850 de proroci ai lui Bal și Astartei. Imaginați-vă, au strigat oamenii aceia, din n-au mai putut. Unde mai pui că la un moment dat Ilie se apropie de ei și îi și ironizează. Le spune, strigați mai tare, poate că Bal, Dumnezeul pe care voi îl slujiți, face ameaza, doarme, poate e plecat în călătorie. Cine să-i audă? Pentru că avea un Dumnezeu surd. Ce har măreți că noi avem un Dumnezeu care aude. Aleluia. Că îl strigi la 2 dimineața, la 4 dimineața, nu doarme. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. David spune în Psalmul 65 cu versetul 2, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Să te asculte Domnul când? În ziua necazului. Doamne, ai milă de noi, seara aceasta, ascultă pe cei care trec prin necaz și dă biruință, Doamne. S-au tăiat, spune Scriptura acolo, o scenă așa terifiantă. Și spune Ilie, destul, gata. Dați-vă deoparte, m-am lămurit. Și v-ați lămurit și voi. E rândul meu acum. Primul lucru pe care îl face, drege altarul. Drege altarul, pun lemnele, vițelul acolo. După aceea, Ilie s-a pun șanț și zice la cei de pe lângă el, la oameni, umpleți vedrele astea de piatră, cum erau în vremea aceea, cu apă și turnați peste altar, peste vițel, peste lemne, turnați acolo, mai faceți lucrul ăsta încă o dată și încă o dată și încă o dată. Au turnat atâta apă până când s-a umplut șanțul de apă, nu numai atâta, lemnele și vițelul pluteau pe apă. De ce a făcut Ilie așa? Ca să fie o lucrare autentică, în primul rând, de care să se convingă poporul și să se arate în ziua aceea un singur lucru, puterea și mărăția Dumnezeului adevărat. Aleluia. Că dacă nu ar fi făcut așa, nu credeau. Urmau să spună, păi ne-am rugat, că ne-am rugat noi în căldura asta, în soarele ăsta, s-o aprind jertfa de la sine, nu că a făcut Dumnezeul tău ceva. Ei, dacă când lemnele, când vițelul erau îmbibate de apă, puteai să pui benzină, orice vrei, că nu mai puteai aprinde. Și Ilie se dă deoparte așa, și probabil face o rugăciune scurtă, nu prea lungă. Și spune, Doamne, aici îi aduna poporul tău, aici care te-a abandonat, te-a părăsit, s-a dus după idoli, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău astăzi aici, în mijlocul poporului. Doamne, eu-ți cunosc puterea, eu-ți cunosc măreția, slava, Doamne, trimite focul Tău, aleluia! Și a trimis Dumnezeu focul Lui. Și-o mistui jertfă, a absorbit apa aceea, efectiv, în prezența tuturor, și tot poporul a strigat un singur lucru, Domnul este Dumnezeu. Aleluia. Și noi spunem în seara asta, amin. Amin. Glorie Lui! Amin. Puneți mâna pe prorocii falși. Și cu mâna Lui, i-a omor. Aude Izabela, și Izabela face o juruință, spune să mă pedepsească zeii cu toată asprime, dacă până mâine nu fac cu viața lui Ilie, ce-a făcut el cu viața prorocilor. Și Ilie când aude, după ziua asta înălțătoare, vă imaginați ce ziua a avut? Să vezi lucrurile astea, să trăiești acolo! Și iată că la amenințările unei femei, unei femei păgâne, până la urma urmei, omul acesta intră în degringolad așa, inima lui este plină de frică. Și Ilie se teme pentru viața lui. Eu vă întreb în seara asta, l-a căutat Dumnezeu? L-a căutat Dumnezeu? Da. Că Dumnezeu îi caută pe cei care au inima plină de frică. Știți de ce? Dumnezeu nu vrea să avem frică de nimic. Nici de oameni, nici de criză, spuneam aseară, nici de moarte,
Că Pavel spunea la un moment dat, pentru mine a muri cei e un câștig. Eu nu mă tem de moarte, pentru că moartea n-are nicio putere asupra mea. Există cineva care a biruit moartea, care a dezbrăcat-o de putere, și cel ce a biruit-o este Hristos. Aleluia. De aceea Pavel scria corintenilor: moarte, unde ți este boldul? Unde ți este biruința? Biruința e la Hristos. Hristos a biruit, a zdrobit boldul morții. Mărit să fie numele Lui. De ce să ne mai temem? Știți ce scrie în Apocalipsa 21:8? Sunt acolo enunțate câteva categorii care vor ajunge în iazul cu foc. Prima categorie enunțată sunt tocmai fricoșă. Interesant, înaintea scârboșilor, înaintea necredincioșilor, înaintea vrăjitorilor, înaintea închinătorilor la idoli, fricoșii. Doamne, ai milă de noi! Amin! Să nu uităm de David. David scrie un psalm, psalmul 27, frumos psalm. Citesc începutul lui, un psalm care cred că e foarte, foarte actual, chiar și pentru noi. Sunt cuvinte extraordinare. Domnul, spune aici David, este lumina și mântuirea mea. Întrebare, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Pentru că în inima mea nu-i frică. În inima mea este pacea cerului. Este pacea lui Dumnezeu. Doamne, în seara asta, umple inimile noastre de pace. Lăudat să fie Domn. Să dispară orice frică, orice urmă de frică. În dragoste nu-i frică, amin? Lăudat să fie Domnul. Singura frică care trebuie să o avem este frica de Dumnezeu atât. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Doamne, ajută-ne! O soră de la noi, o mătușă de-a mea, o soră din biserica noastră, a fost o femeie credincioasă. De când s-a întors la Domnul, l-a slujit pe Dumnezeu cu pasiune, așa, cu râvnă, pot să spun, deși n-a avut o viață ușoară. La un moment dat, i s-a uscat un plămân și medicii, pe timpul regimului trecut, i-au dat o veste foarte tristă. Au spus că urmează să se usuce și celălalt și apoi să termine viața pe pământ. A venit acasă în vremea aceea și s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne, dă-mi numai sănătate zile ca să-mi cresc copiii, atâta tot. Și se pare că lui Dumnezeu i-a plăcut rugăciunea, a stat întins mâna și a oprit evoluția bolii. Țin minte că în vremea respectivă spăla la o mașină, era albalux în vremea aceea, fără capac, așa ruginită. La minus 30 de grade spăla afară, era pur și simplu încovoiată, așa trudită de muncă. Întotdeauna când stătea să mănânce, stătea în picioare, lăsa copiii la masă. Era foarte greu, respira greu, mai ales când era vară, caldul, ajungeam cu mașina când plecam la adunare și gâfâia efectiv. Dar când se ruga și când striga, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeul meu, parcă avea patru plămâni. Începea un foc așa de la ea și cuprindea toată adunarea. Și dacă ea cu un plămân așa striga, parcă ne mobiliza și pe noi ca să strigăm așa și orice ce stare așa de amorțeală din adunare parcă dispărea. Într-o zi s-o simțit rău, într-o dimineață, și au vrut copiii să cheme, să sune ambulanța, să o ducă la Suceava și ea a zis: mă, nu vă mai chinuiți, nu vă mai complicați, pentru că azi noapte am avut un vis. Și Dumnezeu mi-a vorbit în vis că astăzi, pe la amiază, mă cheamă, mă duce acasă la El. Și a zis: mie nu mi-e frică de moarte. Eu sunt pregătită să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Chemați-i pe toți să cântăm, să facem o rugăciune. Și așa a plecat la Domnul. Pentru că așa pleacă sfinții la Domnul. Sfinții nu pleacă așa plini de frică.
Unde mă-i duce? Ce-o fi cu mine? Ce n-o fi? Pavel nu a spus așa. Nici o urmă de frică a spus. Știu unde mă duc, știu la cine mă duc, știu pentru ce mă duc. Eu mă duc la Domnul, aleluia, la Dumnezeul meu pe care l-am slujit. De ce? Mă așteaptă cununa neprihănirii. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Ei, dragilor, căutarea Domnului Iisus în dreptul ucenicilor, știți ce a adus? A adus pace. Când a intrat prin ușile încuiate, căutându-i, imaginați-vă, l-a văzut cu mintră și-o dat seama că e Domnul Iisus Hristos, nu? Că nu oricine intră. Unul singur poate ca să intre prin ziduri, prin ușile încuiate, ăsta e Domnul Domnilor. Aleluia. Este Iisus Hristos. Slavă. Și a spus El, pace vouă. Cu alte cuvinte, pacea mea, pacea cerului, să vă cuprindă inimile voastre. Și să dispară orice urmă de frică. Știți că după aceea, toți ucenicii ăștia n-au mai avut frică? L-au slujit pe Domnul până la sfârșitul morții și cu excepția lui Ioan, toți au murit ca martiri. Răstigniți, decapitați, străpunși de suliță, străpunși de săgeți. Oamenii aceștia, pentru că inima lor a fost umplută de pace, de pacea cerului, care întrece orice pricepere omenească. Mă rog în seara asta, Dumnezeu, să caute pe cei care m-au temeri. Amin? Aici, în adunare, aici, la Betania, Crems, și Domnul să dea la o parte orice duh de frică. Amin. Și inimile noastre să fie umplute de pacea lui Hristos. Să nu avem pace numai pe buze, că mulți creștini au pace pe buze. Să avem pace în inimă. Aseară citeam din Coloseni 3, vă amintiți? Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup. Să stăpânească ce? Inimile voastre. Și fiți recunoscători lui Dumnezeu. Eu spun în seara asta, Doamne ajută-ne. Amin. Doi. A doua categorie de oameni pe care înviatul din morți, Hristosul, îi caută, El îi caută pe cei care au inima plină de îndoieli. Și aici îl avem pe Toma. Spune Scriptura în textul pe care l-am citat, că Toma, zis geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. După ce Domnul Iisus Hristos s-a dus din mijlocul ucenicilor, a venit și El. Mă imaginați-vă că ceilalți în frunte cu Petru i-au povestit. I-au spus, mă Toma, ce ai pierdut? În timpul ăsta cât tu ai lipsit, știi cine a venit la noi și a intrat prin ușile încuiate? Cine? Domnul! A înviat! L-am văzut cu ochii noștri! El este! O crezut Toma? Nici vorbă. Spune aici, în pasajul citit, uitați-vă câți de dacă rostește Toma. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Trei de dacă într-o frază. Dacă, dacă și dacă. Întrebare, l-a căutat Domnul și pe el? Da. Mai vine odată, Domnul. Și eu spun în seara asta, Doamne, mai vin odată în adunare. Amin. Și mai caută pe cei care au îndoieli. Amin? Aleluia. Care poate că au pierdut credința. Știți că mulți în vremea asta au pierdut credința? Nu întâmplător Pavel spunea în dreptul celor din Corint, pe voi înși vă cercați-vă, dacă mai sunteți în credință. Cum stăm la capitolul ăsta? Că cel neprihănit va trebui ca să trăiască prin credință. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Luca 18:8, când va veni Fiul omului pe norii cerului, partea a doua acelui verset, va mai găsi El să o găsească în inimile noastre. Aleluia. Să o găsească în casele noastre. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Trei tineri stau în picioare în fața unui cuptor. Ei nu se pleacă. De ce?
Pentru că au inima plină de credință. Acolo mai era o grămadă de alți tineri luați robi, prizonieri din Iuda. Știți, unii erau cu fața în țărână. De ce? Pentru că au auzit foarte clar porunca împăratului. Cine nu se pleacă, cine nu se închină în fața chipului de aur, de 60 de cozi din Valea Dura, în cuptor ajunge. Dintre toți, Șadrac, Meșac și Abednego stau drepți în picioare. Și este anunțat împăratul. Sfetnicii dau de știre și împăratul spune: voi n-ați auzit bine? Mai dau o dată, mai spun să mai dea o dată, să mai sufle din instrumente, vă mai dau o șansă cu alte cuvinte, că dacă vă arunc acolo, n-aveți șansă. Tinerii au spus: împărate, am auzit foarte clar, semnalul a fost lămurit, deslușit. Dar ascultă aici, noi nu ne putem împleca, pentru că noi nu ne închinăm la chipuri. Ei știau de porunca asta. I-au învățat părinții de acasă. Singurul care merită toată închinarea, toată lauda și toată gloria este Dumnezeul oștirilor, e Dumnezeul părinților noștri, e Dumnezeul lui Israel și e Dumnezeul nostru. Și a zis împăratul: am să văd eu dacă Dumnezeul vostru poate să vă scape din mâna mea, din cuptor. Și a zis tinerii plini de credință: Domnul poate. Să știi, Domnul poate, dar chiar dacă nu ne scapă, nu că nu poate, că nu ne scapă, are alt plan. Noi vrem să rămânem în picioare și fermi în deciziile noastre. Ei, împăratului tot a fost frică. De unde tragem concluzia asta? A dat porunca acel cuptor să fie încins de câte ori? De 7 ore. De ce de 7 ore? Pentru că Nebucadnețar știa din istorie de ce e capabil Dumnezeul evreilor. Ce a făcut, care este isprăvile Domnului, minunile lui cele mari, și-o fi zis în sinea lui: nu ri să mă fac de rușine aici în fața Babilonului. Dacă încălzesc de 7 ori, nicio șansă n-au. Nu întâmplător a poruncit unor soldați binefăcuți așa. De ce binefăcuți? Pentru că nu te puteai apropia de cuptor decât la o anumită distanță, nu știu câți metri, că nu spune Biblia, dar trebuia să le facă un fel de elan și să-i arunce în cuptor. Ei, acolo trebuia forță. Nu lângă cuptor să ajungă tinerii ăștia legați, în cuptor. Și soldații care au dus, spune Scriptura, după ce și-au îndeplinit misiunea aruncându-i în cuptor, au murit. De temperatura aceea, emanată de cuptor, o fi spus împăratul Nebucadnețar: merită sacrificiu. Am pierdut niște soldați bravi, dar le dau o lecție și lor și tuturor să vadă că nu-i de glumă cu mine. Și la un moment dat, cât îi permite temperatura, după un timp estimativ, se apropie să vadă ce-i pe acolo. Mai sunt ceva urme? Și imaginea aceea pe care o vede, pur și simplu îl bulversează, îl clatină pe omul ăsta. Și nedumerit întreabă, în urma ceea ce vede, spune: n-am aruncat noi în cuptor 3 tineri? Și ăștia au spus: ba da, 3, iată că eu văd 4. Și cel de-al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Glorie Domnului! Amin. Cine a coborât acolo? Domnul. Știi cine e Domnul? În Ieremia 2 citim că Domnul e izvorul apelor vii. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au făcut ce? Puțuri crăpate. Ei, o coborât așa ca să fie cu rimă, m-am gândit să formulez, a coborât în cuptor izvorul să răcorească cuptorul. O coborât izvorul și o răcorit cuptorul. Ăsta e izvorul apelor vii. Aleluia! Că el reglează temperatura, Domnul, el. Păi când îi răcoare, așa e cât îi plimbi? Doar nu te plimbi când sunt 35 de grade vara, nu? Cine se plimbă la amiază? Dacă ați văzut când sunt călduri, mari oamenii stau la umbră. Când te plimbi? Când îi răcoare seara. Azi am fost un pic pe aici, pe la dumneavoastră, pe la Dunăre, m-a dus fratele Emanuel, numai că azi bătea vântul, ne-am plimbat un pic pe acolo, pe lângă vapoare, zic: băi, ce-i fain de plimbat când e vară și îi răcoare seara, așa e fain de plimbat, acum e vânt, nu prea merge.
Ei, răcoare acolo, ăștia se plimbau prin cuptor. Împăratul s-o fi frecat așa la ochi și strigă, zice, Șadrac, Meșac, Abednego, dacă voi sunteți, haideți afară, hai veniți afară. Eu dacă eram în locul la tineri ăștia, spuneam, nu venim, noi ne mai plimbăm, vino și tu și plimbă-te cu noi. Dar tinerii au ascultat, au ieșit afară, el s-a dus la ei că tot nu credea, uluit. Au început să-i pipăie. Adică au carne ca mine, au carne, au oase. Părul nu le era ars, pârlit, hainele lor nu miroseau a fum. O fi spus tinerii împărate, lasă-ne că ne lași urme, nu ne-au făcut nimic ca cuptorul și ne faci tu. Noi suntem. Ăsta-i Dumnezeul în care ne încredem noi. Un Dumnezeu care poate să păzească că în 1 Petru 1 cu 5, Petru spune, voi sunteți păziți de Dumnezeu prin ce? Prin credință, prin puterea credinței, lăudat să fie Domnul. Ei, a putut să declare apoi și împăratul Babilonului, mare-i Dumnezeul acestor tineri, de azi încolo, în frunte cu mine, ne schimbăm direcția închinării și ne închinăm Dumnezeului lui Israel, care toată puterea în cer și pe pământ. Aleluia! Spunem în seara asta, trăiască Domnul! Amin. Îl caută Domnul Iisus pe cel care are inima plină de îndoiel, pe Toma. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus exact în modul ăla și a intrat în mijloc și a zis, de asemenea, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, cu Toma avea treabă, pe el îl căuta. Adă-ți degetul în coace și uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci fii credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aleluia! Lăudați să fie Domnul! Amin. Trăiască Domnul în veci! Amin. Dacă mai ai îndoiel, nu știu ce îndoiele ai. Pentru că oricine poate să ajungă să aibă îndoiel, știți? Cel mai mare om născut din femeie care a trăit pe pământ, cine a fost? Spuneți dumneavoastră că a spus Domnul Iisus, Ioan Botezătorul. Așa a spus într-o zi, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi, iată că cei ce sunt îmbrăcați așa nu sunt aici, sunt casele împăraților în puf. Un proroc? E mai mult decât un proroc. El este cel mai mare om născut din femeie care a trăit vreodată pe pământ. Numai că la un moment dat i-a arestat Ioan de Irod. E băgat în temniță pentru că devenise incomod, predica adevărul. Eu zic, vezi că tu trăiești în păcatul curviei, tu ai luat nevasta fratelui tău. Dumnezeu te va pedepsi pentru asta. Și l-a băgat la pușcărie. Că adevărul întotdeauna cere un preț de plătit. Și acolo, în pușcărie, în temniță, vin ucenicii lui la Ioan Botezătorul. Și în inima lui Ioan există îndoială. Și spune el, duceți-vă la cel ce botează la Iisus și întrebați-l, el este cel care trebuia să vină? Sau să așteptăm pe un? Păi cum așa, Ioane? Până ai spus tu la Iordan, n-ai întins tu mâna când l-ai văzut și ai spus, iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatele lumii. Când a venit la tine ca să fie botezat, ai spus, Doamne, Învățătorule Iisuse, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu ce faci? Vii la mine? Ai spus ucenicilor tăi, chiar dacă a venit după mine, el este înaintea mea, eu nu sunt vrednic ca să-i dezleg cureaua încălțămintelor, a venit vremea ca eu să mă micșorez și el să crească. Dar acolo în temniță, în pușcărie, inima lui Ioan e cuprinsă de îndoială. Și merg ucenicii la Mântuitorul, la Domnul Iisus. Și-o zis, Învățătorul nostru ne-o trimis la tine, te caută. Tu ești cel pe care îl aștepta să vină sau trebuie să vină altul? Tu ești Mesia? Și-l caută și Iisus pe Ioan. Cum? Prin răspunsul pe care îl dă. Spuneți lui Ioan ceea ce vedeți și auziți. Spuneți-i așa, orbii văd,
surzi aud, muții vorbesc, cei stăpâniți de duhuri necurate sunt eliberați. La săraci li se vestește Evanghelia. Și când au plecat ucenicii și i-au dat răspunsul ăsta, dintr-o dată toate îndoielile sunt spulberate, din inima lui Ioan sunt înlăturate. Și inima lui este inoculată de credință. Și înțelege că e venit Mesia. Aleluia. Și dacă e venit Mesia, e Hristosul, slujba lui s-a încheiat. Care a fost slujba, misiunea lui încredințată? Să pregătească calea unsului. Unsul a venit, este El, este Iisus Hristos. Mi-am încheiat mandatul. Pot să plec liniștit din viața asta. O dansat fata Irodiadei și sub aburi alcoolului o zis Irod, cere ce vrei să-ți dau, că m-ai impresionat, îți dau și jumătate din împărăția mea. Și fata a plecat la mamă și a spus, mamă, e momentul acum, uite, e momentul să punem mâna pe jumate din împărăție, acum trebuie să profităm. Ce să cer? Și a spus mamă sa, cere-i capul lui Ioan. Nu a înțeles fata. Când i-a spus lui Irod cererea asta, s-a trezit din beție. Pentru că spune Biblia, Irod avea respect de Ioan Botezătorul, de multe ori îl asculta și sta în cumpăn, neștiind ce să facă. Îi plăcea ca să-l asculte, cum vorbea Ioan Botezătorul. S-a trezit efectiv, dar pentru că și-a dat cuvântul, o trebuie să-l țină. Și în ziua aceea a căzut capul unui sfânt. Dar a plecat din lumea aceasta cu demnitate, încheindu-și slujba și mandatul și plecând acasă la Domnul. Dar acasă la Domnul pleci cu o inimă nu plină de îndoiele, ci plină de credință. Și spun în seara asta, Doamne, ai milă de noi. Amin. Cercetează-ne și dacă vezi îndoială, Doamne, dă-ne credință, Doamne. Amin. Mai mărește-ne credință, Doamne. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Avem nevoie de credință. Nu se moară credința în noi. Cum spune Evrei 11, cu versetul 13, în credință au murit toți aceștia. E una să moară credința în tine și alta să mori în credință. Să ne ajute Domnul să nu moară credința în noi, ci noi să murim în credință. Ca la final să fim răsplătiți. Doamne ajută-ne! Amin. În al treilea rând, dragilor, a treia categorie de oameni pe care o caută Domnul Iisus, înviatul din morți. El îi caută pe cei care merg pe un drum greșit. Se amintea și prin cântare în această seară, cred că ați și predicat duminică, mă gândesc, e un text așa foarte cunoscut, Luca 24, cei doi ucenici pe drumul Emausului. Cei doi care mergeau pe un drum greșit. Cine i-a căutat? Că nu i-a căutat restul. Singurul care i-a căutat pe cei doi a fost Domnul Iisus Hristos. Ei vorbeau între ei, discutau foarte aprinși și dintr-o dată un străin se apropie de ei. Și se apropie de ei și spune, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Și ei s-o opresc așa mirați pe de o parte și triști, pe de altă parte și spune, cum? Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat zilele astea în Ierusalim, că vuiești Ierusalimul și imaginați-vă că Domnul era protagonistul principal. Însă spune Biblia, ochii lor erau cum? Împiedicați. Împiedicați pentru că drumul pe care mergeau nu era un drum al luminii. Iisus Hristos este lumina. Vă amintiți când Saul din Tars mergea pe un drum, tot greșit? Drumul spre Damasc, tot un drum întunecat. Știți cum procedează Domnul Iisus? Primul lucru pe care îl face, îl citim în Fapte 9, trimite peste el, ce trimite peste Saul? O lumină. O lumină din cer care îl orbește la propriu, îi ia vederea fizică. De ce îi ia vederea fizică? Ca să vadă spiritual, să îi se deschidă ochii spirituale. Trei zile și trei nopți, să vadă cât e de mare întunericul din viața lui. Vă amintiți că la răstignirea Domnului Iisus Hristos s-a făcut întuneric trei ceasuri?
Biblia spune de la ceasul al șaselea și până la ceasul al nouălea. Ceasul șase la evrei, 12, amiază la noi. Ceasul 9 e 3 după amiază, adică de la ora 12 până la 3 după amiază, 3 ceasuri de întuneric în plină zi. N-a fost o întâmplare, Dumnezeu a făcut asta. Că Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Lăudat să fie Domnul. Ce a vrut să le transmită evreilor? V-am trimis lumina mea. Însă voi ați iubit mai mult întuneric. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întuneric. Ați vrut întuneric? Stați în beznă. Asta alege ca să vadă Saul din Tars că merge pe un drum întunecat, că merge în întuneric, că drumul pe care merge e un drum greșit. Și după 3 zile îl caută Anania, trimis de Domnul. La început nu vrea să meargă. Pentru că spune ăsta, suflă amenințare, prăpădii ca o fiară, nu știi ce face. Și a spus Domnul, nu mai face. Pentru că l-am schimbat. E un vas nou, e un vas pe care l-am ales. Și care de acum încolo va duce Evanghelia la 3 categorii, la împărați, la neamuri și la evrei, pentru că cel care poate ca să schimbe cu adevărat este Iisus Hristos. Aleluia! Sunt oameni care spun, am încercat să mă schimb și nu pot, nu pot să te schimbi. Dar cel care poate să te schimbe e prezent în adunare. Aleluia! Numele Lui este Iisus Hristos. Aleluia! Doamne, seara aceasta, mă rog să fie seara schimbărilor. Amin. Doamne, schimbă Tu, schimbă Tu, Doamne, ceea ce nu putem noi ca să schimbăm. Lăuda să fie Domnul. Amin. Ei, din momentul acela, când se duce Anania să se roage, de pe ochiul lui Saul au căzut niște solzi. Și i s-au deschis ochii și a început să vadă bine. Pentru că a văzut, știți cum? A văzut prin ochii lui Dumnezeu. I-a deschis Dumnezeu ochii inimii. Că lumea asta e plină de orbi spirituali. Doamne, ajută-ne să vedem bine. Prin lumina Ta, spunea David, noi vedem lumina, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Slavă, da, dragilor, Domnul îi caută pe cei care merg pe un drum greșit. Ce era drumul ăsta al Emausului? Putem să vorbim numai de el o predică. Drumul acesta este drumul dezamăgiților, că Dumnezeu nu lucrează după așteptările lor. E drept sau nu? Noi trăgeam nădejde că El e Cel care va izbăvi pe Israel. Dezamăgiți că nu lucra Dumnezeu cum vrea El, cum au vrut ei. Și bine au făcut. Știți că dacă ar lucra Dumnezeu după cum vrem toți, că noi vrem multe, n-ar fi bine? Ce har că Dumnezeu lucrează cum vrea El. Osana, aleluia! Aleluia. O lucra Dumnezeu odată cum a vrut Ezechia. Că a vrut Dumnezeu să-L ducă. Și-a spus, Doamne, mai dăm viață, mai dăm zile. Adu-ți aminte că ți-am slujit cu credincioșie. S-a întors cu fața la perete și a bocit. Și-a spus, Dumnezeu, am să fac cum vrei Tu. Îți mai dau încă 15 ani. Întrebare, i-au folosit aia 15 ani? Uitați-vă cum trec ani. Parcă ieri era 1 ianuarie, suntem deja în aprilie. Îndată-i jumătate de an. Îndată-i toamnă, îndată-i iar anul nou și se duce și 2024. Ce mai faci în 15 ani? Cu adus nenorocirea. S-a născut Manase, care a fost o tragedie, cel mai cumplit împărat. S-a lăudat în fața trimișilor Babilonului și a zis Dumnezeu, tot ce a văzut ei duc la Babilon. Într-o bună zi, tot duc acolo, iar fiii voștri vor ajunge, vor fi făcuți fameni. Nu mai bine să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El? Că dacă mai trăiești încă 15-20 de ani și ai pierdut mântuirea, ce folos? Nu mai bine să pleci când Dumnezeu consideră că ești gata și să moștenești veșnicia? Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El. Noi vrem multe. N-ați observat și copiii noștri vor multe. Și sunt oameni care le fac multe, multe pofte și le face și le dă. Și am văzut părinți care se străduiesc să le facă case, să le cumpere mașini scumpe și de toate, și fițe, și le plătesc concedii și cu tare, că am dus-o mai greu să o ducă ei bine.
Și ăsta e drumul pe care îi trimite spre iad. Spre depărtare de Dumnezeu. Că niciodată traiu bun și banii mulți și viața asta lumească nu ne apropie de Dumnezeu, ci ne depărtează de Dumnezeu. Ce important e ca noi și copiii noștri să stăm lângă Dumnezeu. Că așa cântăm, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Chiar dacă îmi va fi greu. Știți, eu cântat Iov de pe cenușă? Când în curtea casei lui erau 10 sicrie, când o pierdut tot ce avea, material, pământește. Și când nevastă s-au venit și i-a spus un singur lucru, trebuie să-l mai faci, și apoi să mori. Să-l blestem pe Dumnezeu. Și-a spus, eu vorbești ca o femeie, fără minte, fără înțelepciune, nebună. Tot ce m-a avut, de unde m-a avut? De la Dumnezeu. Ce-s copiii? Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. N-o zis Rahel lui Iacov, dăm copii sau mor, sunt eu Dumnezeu? Binecuvântările astea materiale le avem de la Dumnezeu? Că punem noi stăpânire pe ele, că spunem că sunt ale noastre, altceva, dar totul e a Lui. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava. Glorificat să fie Domnul. Și El poate să ia când vrea, că sunt a Lui. Și de acolo, de pe cenușă, Iov a început să cânte. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Dumnezeu a dat. Dumnezeu a luat. Fie și rămână numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac și tot poporul să spunem amin. Glorificat să fie Domnul. Amin. Pe ce drum ești? Fiul risipitor a luat-o pe drumul independenței, vă amintiți? Dar ce să stai lângă tata, Domnule? M-am săturat de viața asta monotonă cu tata, tot la rugăciune, tot psalm, tot la adunare. Viața asta așa plină de rutină. Și într-o zi nervos se duce și spune, tată, dă-mi partea mea de avere, că vreau independență, mă duc pe drumul meu. Și taică-i să-i dă. Și spune acolo Biblia că se duce într-o țară foarte îndepărtată. O zis, cu cât mai departe de tata, cu atât mai bine. Avea să regrete. Pentru că cel mai bun prieten, până la urmă, e tata. Amin? Spiritual vorbind acum, cel mai bun prieten este Iisus Hristos. O cântare spune, Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții cu tine, eu călătoresc până când? Până la sfârșitul vieții. Câtă vreme au avut buzunarele pline, au venit toți pe lângă el. Unde mergem azi? La Pizza Hut. Unde mergem mâine? Steak argentinian. Aveți aici la Cremz. Unde mergem poi mâine? La chinez. Eu fac cinste. Numai că de unde iei și nu mai pui, să gata. Și într-o zi când au venit, ăștia s-au mulțit acolo, erau ca țânțare. Erau prieteni tip țânțari, care numai sug, profită, sugative. Când au venit ăsta buzunarele goale, nu am nimic, mai nimic, la revedere, căutăm pe altul. Au venit, spune Scriptura, o foamete mare peste țara aia. Și totul e până la burtă. De la steak, de la pizza, de la trai bun, de la Dubai. Când vine foame, te-i problemă. Și-o plecat, o văzut acolo, sece, porci, S.A. Și domnul patron, n-am nevoie de nimic, nici de carte de muncă, nici de salar minim, numai un singur lucru, dați-mi să mănânc. Lucrez pentru mâncare. Numai să mă satur. Înțelegem din test că nici mâncare pe săturate nu avea. Că de multe ori dorea să mănânce mâncare la porci, roșcovele, auzi, unde te duce satana, de lângă tata, la troaca porcilor. Ăsta e drumul independenței. Cine l-a căutat? L-a căutat prietenii aia cu care s-a dus, aia care au mâncat, i-a topit. L-a căutat aia? L-a căutat Dumnezeu. Pentru că spune Biblia, tânărul și-a venit cum? L-a căutat Dumnezeu și a spus așa, în casa tatălui meu, robii, ce-au? Au pâine. În casa tatălui pâine, Hristos e pâinea vieții. Aleluia.
Am fost tânăr și am îmbătrânit, spunea David. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui. Știu ce am să fac. Mă duc acasă. Gata cu independență. Vreau să depind de tata până la sfârșit. Că cel mai bine e lângă tata. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Cel mai bine e lângă Dumnezeu. Amin. Cel mai bine este lângă Iisus Hristos. Amin. Tata, am păcătuit, am... știți povestea. Dacă nu a ajuns acolo, i-a dat de știre un slujitor, un rob, ce stăpâne, se întoarce acasă, independentul. Când s-a dus, desculț, gol, nebarberit, murdar, duhnea, porci. Și tata aleargă și îl îmbrățișează. Nu e jenă de el. Nu stă la distanță. Miroși greu, bă, iasă prin transpirație, că ai mers pe jos, miros a porci. Că tata este plin de dragoste. Aduceți repede haina cea nouă, încălțăminte, inel în deget, tăiați vițelul cel bun, cel îngreșat, să ne bucurăm, să ne veselim, e sărbătoare, că s-a întors acasă fiul ăsta independent, ăsta pierdut. L-a căutat Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Să caute Domnul toți fiii plecați de acasă, pe drumuri greșite, toți fiii risipitori. Amin? Amin? Dumnezeu să se îndure de ei, să lucreze Dumnezeu. Și închei cu ultimul gând. A patra categorie de oameni pe care îi caută Hristosul înviat din morți. El îi caută pe cei care au inima plină de nesiguranță ca să le dea asigurare. V-ați gândit la asta? Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Erau vreo 7 la număr în frunte cu Petru. Și-a zis Petru, mă duc să prind pește. O zis ei așa, să venim cu tine. Și să apropie de ei, de la țărm, așa un străin pentru ei. Era Domnul. Și le vorbește foarte intim, așa, foarte apropiat. Zice, copiii, n-o zis, măi pescarilor, copiii, aveți ceva de mâncare? Și nimeni nu i-a cunoscut vocea. Maria i-a cunoscut vocea. N-avem, zice. N-aveți? Păi aruncați mreaja în partea dreaptă. Și când o arunca mreaja în partea dreaptă, intră în plasa aia 153 de pești, cum? Mari. Dar ce nu erau și mici? Pești mici, în apă sunt și mici. Cum de intrat ăștia mari? Păi Hristos le-a spus la ăștia mici, voi aveți interdicție, intră numai pești mari. Un Dumnezeu mare face lucrări mari. Aleluia! Și singurul dintre cei 7 care îl recunoaște după experiență, nu după voce, e ucenicul iubit, care a spus, este Domnul. Aleluia! Când aude Petru că Domnul, se duce. Pentru că avea inima plină de nesiguranță. Îl dezamăgise pe Domnul, îl trădase, îl vânduse, căzuse. S-a dat mare viteaz. Și îl întreabă, Domnul, mă iubești? Știți întâmplarea? Și dialogul continuă. Știți ce face Domnul Iisus? Asta face, îi umple inima lui nesigură cu siguranța vieții acesteia fizice și a vieții veșnice, îi dă asigurare. Hai să unităm în Biblie. Fapte, capitolul 12. Îl prinde Irod, declanșase o prigoană Irod împotriva credincioșilor, a bisericii primare. Îl prinde pe Iacov și îi taie capul cu sabie. Îl decapitează. Deci acum vreau să fie prins Petru, că este un lider principal. Și îl prind pe Petru. Și-o zis Irod, să fie păzit bine. Nu doar că îl închideți în celulă și... Nu. 4 gărzi, a câte? 4. 16. Ascultați aici. 2 dintre voi intrați în celulă, legați cu lanțuri de mâini, de picioare și de voi. Unul la stânga, altul la dreapta, îl flancați, scut uman, 14 patrolați, ușele închise, lacăt, lanț, tot. Dimineață îl execut. La miezul nopții,
Așa s-a cântat o cântare, nu? Tânărul de la Bihor, de unde a venit? Sau a fost în Bihor? La miezul nopții va veni. La miezul nopții multe se întâmplă. S-a întâmplat și în Filipi. Vă amintiți? În Fapte 16. Se întâmplă și aici. Dumnezeu trimite îngerul lui. Să-l scoată pe... Ce făcea Petru când ajunge îngerul? Doarme. Mă, dar cum dorme? Dacă dimineață urmează să mori, să fii decapitat ca Iacov, că ăsta nu glumește, ăsta e pus pe treabă. Ți-ți mar de somn? Dacă nu te gândești la soacră, că avea și soacră, te gândești la nevastă, la copii, nu? Faci o autoevaluare a lucrării, faci ceva. Ți arde somn când știi că dimineața urmează să mor pentru Hristos? Așa de bine dormea că i-a fost greu la înger să-l trezească, o trebuie să-l lovească cu sulița în coastă. De ce dormea așa de bine, Petru? De ce dormea? Era asigurat. Osana, aleluia. Asigurat de Iisus. Osana, aleluia. Când l-a asigurat Iisus? La Marea Tiberiadei. Ia să vă citesc. Auziți aici. Versetul 18, Ioan 21. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Adică ce-a spus Iisus, Petre? Îți fac asigurare pentru viața asta. O să prinzi bătrânețe. Și îți mai fac o asigurare, dublă asigurare. Îți fac una pentru pământ și una pentru cer. Știți de ce dormea așa de bine? Pentru că era asigurat. Nu mai avea nesiguranță, avea siguranță în inimă. O zis, nu mor dimineață, că ultimul cuvânt asupra vieții mele nu l-are Irod, îl are Iisus Hristos. Că viața mea este în mâna lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Și o scoate afară. Abia afară se trezește și Petru, spune în Biblia, se duce la Isai. Dă-mi voie să te întreb în seara asta. Ce ai în inimă? Nesiguranță sau siguranță? În seara aceasta, Hristos e aici. El face asigurări. Scumpe asigurările aici la Austria? Cred că scumpe, nu știu. Am oprit la Moisei și îmi spunea un frate, zice, vezi pe casa asta cu tot cu magazin, eu îmi fac asigurare că e de lemn, dacă vine un foc să face scrum, plătesc 25.000 de euro. Zice, scump, dar merită. Merită. Nu știu pe cât timp o zis el acolo, m-a locostat până acum, pe câți ani, 25.000 de euro locostat în România. Probabil 2.500 pe an, nu știu exact. Dar scump pentru România, o casă, 2.500 pe an, mult. Cred că în Austria mai mult. La mașini, să scumpesc asigurările. Iisus Hristos face asigurări gratis. Aleluia. Nu te costă nimic, nu mă costă nimic. Pentru că în urmă cu 2000 de ani a plătit El. Aleluia. Lăudat să fie Domnul. Amin. El l-a asigurat pe tâlhar. Vă amintiți? În ultimele momente de viață a spus. A zis tâlharul, Doamne, vreau asigurare. Când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte? I-a făcut pe loc. I-a zis, azi vei fi cu mine în rai. Glorie Domnului. Ridicați-vă în picioare. Haideți să venim în această rugăciune. Haideți să plecăm ochii, să plecăm capetele, să închidem ochii. Și vreau să întreb aici dacă, eu nu știu, sunt prieteni cu noi în seara asta, e cineva care are nevoie de asigurare. Asigurare pentru viața asta, pentru viața pământească și asigurare pentru suflet, pentru viața veșnică. Iisus Hristos poate să-ți dea asigurare. Lăudat să fie Domnul! Dacă e cineva care are nevoie de asigurare asta, să ridice mâna sus și Domnul să lucreze în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai e cineva, dacă ai așa nesiguranță în inima ta, ai nesiguranță, înfruntă-ți teama, frica. Hristos e prezent în adunare, Hristos este viu, este Domnul Domnilor. Spune, Doamne, am nevoie de asigurare. Am atâta nesiguranță în inima mea, Doamne. Văd atâția creștini debusolați care spun, nu știu unde mă duc, ce-o fi cu mine.
În seara aceasta, cel care dă siguranță e prezent în adunare. Aleluia! Este Iisus Hristos. Spune, Doamne, îndură-te și de mine. Ai milă și de mine, Doamne. Doamne, vreau ca să plec din locul acesta asigurat. Indiferent ce se întâmplă, viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. Trăiască Domnul!